Badea, o să merg mai departe cu întrebările românilor legate de contribuții de această dată. Iată. Domnule ministru, în momentul de față mai mult lucrăm pentru stat decât pentru noi. De acum acum o să fie tot așa sau mai rău? Cât la sută să lucrăm pentru stat? Că până acum, în momentul de față, e peste 50% lucrăm pentru noi și 46% pentru stat. De acum acum o să fie? I-aș solicita să crească salariul minim pe economie și să scadă celelalte contribuții. Și să mărească salariile, să fie cu totul altfel și, ce pot să zic, să adune românii din străinătate, din România înapoi. Da. Da, mare contribuția. E adevărat mai mică decât în unele țări din Uniunea Europeană. Știu că urmează să spuneți asta și... Nu neapărat. Așa e, dar dacă ne uităm la ceea ce se face cu banii până la urmă, cu supărarea oamenilor de acolo, e că iei mulți bani din ceea ce înseamnă salariu și ei nu se regăsesc în Eu în cred că aici trebuie un cumul de măsuri. Nici de cumul una singură. Vă reamintesc că la un moment dat am fost președinte Comisiei de Buget Finanțe. Nu cred că e suficient doar scăderea de contribuții. Uh-huh. E foarte simplu să spunem la nivel populist, contribuții zero. Rezolvă ceva? Nu rezolvă nimic. Poate îmbunătățești un sistem, dar dezechilibrezi cu totul și cu totul alte sisteme. Dezechilibrezi bugetul de stat, dezechilibrezi bugetul asigurărilor sociale, dezechilibrezi bugetul din sănătate și așa mai departe. Zona de pensii e aruncată practic în aer pentru că știm, deci, sistemul la noi, zic, tu contribui astăzi pe pentru cel parte, care e în pensie astăzi și dacă pentru vorbim tine doar va de taxarea altceva. Pe muncă, putem spune că este într-adevăr mai mare, dar nu este cea mai mare din Uniunea Europeană, așa cum bine ați spus. Dacă vorbim de fiscalitate per total, o să vedeți că fiscalitatea din România este mult în spatele multor țări din Europeană. La un moment dat, nu știu acum datele, că nu m-am uitat pe Eurostat la chestiunea asta, că n-am avut timp, dar eram în afară de Irlanda, care știm care este fiscalitatea în Irlanda, eram următorii cu cea mai bună fiscalitate din Europeană. Deci trebuie văzut fiscalitatea la pachet, și pe muncă, și pe societatea comercială. Și trebuie să mai spunem un lucru acum. În toată lumea civilizată, uzufructul unei activități economice se împarte 60% către angajați, 40% către întreprinzători, la noi e invers. Trebuie să fim foarte atenți la aceste date, trebuie să fim foarte atenți. E ușor să spunem ca întreprinzător privat să-mi scadă guvernul contribuțiile. Contribuția. Dar hai să vedem și care este colectarea. Acolo e o mare problemă cu colectarea, vedeți? Mă rog, pe orice